Revenim cu informații de la Crevedia. E o mobilizare masivă acolo. Peste 100 de jandarmi au ajuns la locul exploziei în urmă cu puțin timp. Ne spune ce se întâmplă Marina Filimon. Marina. Bun găsit, Andreea. Într-adevăr, este aici o armată de jandarmi veniți pentru a căuta probe care să deservească la anchetă pentru a se vedea în continuare dacă locul acesta este unul sigur, dacă localnicii pot să trăiască fără frica unei nou explozii în viitor. E bine, se caută probe, bucăți din cisternă, chiar aici în câmp, în lanul de porumb, unde ne aflăm și noi cu o armată întreagă, mă repet, de jandarmi. Se caută probe cheie la anchetă. Ei bine, dacă ancheta a început cu investigații la toate stațiile GPL din București, astăzi se termină aici în câmp pentru a vedea într-adevăr de unde a plecat acea explozie, dacă pe viitor mai e posibil și la alte stații GPL. După cum puteți vedea în imagini, se caută chiar cu amănunt în fiecare colțișor de aici, de pe câmp. Nu putem estima, dar cu siguranță sunt peste sute de jandarmi veniți. O parte dintre jandarmii pe care nu-i vedeți aici în cadru sunt în stradă, sunt pe stradă, împărțind sticle cu apă locuitorilor, dar și hrană am văzut mai devreme. Nu știm dacă vine de la inițiativa premierului sau a primarului.